Seara aceasta aș vrea să discutăm câteva cuvinte despre oamenii care se cred superiori. Primul lucru, fără jigneală, sau să vă jignesc, rasa albă umană. Albii sunt peste negri. Negrii sau americanii sau africanii nu au drepturi. Până când a apărut Revoluția Americană. Sau cum se spune, sclavagismul sau dispariția sclavagismului. Da? Datorită faptului că erau superiori, au ajuns inferiori. Bun. Trecem mai departe. Rasa pură. Sau naziști. Datorită faptului că, hai să-i spunem așa, au considerat că pe pământ nu au voie să existe țigani, hoți, condamnați și ei sunt rasa pură cu ochi albaștri și păr galben. Da? Toată lumea trebuie triată. Evreii la fel, exterminați și toate cele ce au fost așa de, hai să-i spunem, superiori, până când a început războiul și s-a terminat cu bombardarea Berlinului și divizarea acestuia, cea mai tare fază. Bun, trecem mai departe. Oamenii care să cred supra-oameni. Da? Ceva de genul. Începe un doctor la tine să țipe. Domnul doctor. Sau ceva de genul. Eu sunt doctor și cunosc foarte bine. Știu, cunosc toate cele. Și verdicte și toate cele. Și judecător să fii. Nu ești așa bun ca mine, știi? Până când într-o zi doctorul se îmbolnăvește și începe: domnul doctor, mă lăsați să vă duc la doctor? Nu, pentru că sunt doctor. Adică ceva de genul poveștile acelea în care domnul doctor s-a îmbolnăvit de apendicită, s-a urcat singur pe masa de apendicită și s-a tăiat singur și a scos apendicele și s-a cusut. Hai, lasă-mă. Sau, domnul doctor, a apărut coronavirusul pe pământ, se extinde la scară exponențială, mai nou a apărut și pandemia. Domnul doctor, ce facem acum? Mă lăsați să vă duc la doctor? Nu, pentru că găsesc eu vaccinul sau antidotul. Iar, din nou, omul superior, rasa, a fost înfrântă pentru a lor gândire. Așa e și cu polițiștii. Dă-te, băi, la o parte, bă, ți-am zis, am Audi cu motor de 2 litri, cel puțin TDI, care nu consumă mult, consumă puțin, are forță la 400.000 de kilometri, rulată pe autostradă germană, luat la mâna a doua, și mai puternic decât noua mea auto specială, ori nemțească, ori românească. Știi? La el deja nu mai există codul rutier, ci era codul
Codul rutier e ștoarfă. Mai are nițel pe autospeciala lui personală să pună în girofar, știi? Hai! Și sirena n-aveți? Iar a picat. Și dacă tot se duce la muncă, să nu se ducă în uniformă. Pentru că doar o primește de la statul român și de la proștii care plătesc taxe și impozite. Bun, trecem mai departe. Codul civil, îl știți, domnul polițist? Nu, dar am statutul polițistului. Și în statutul polițistului îi spune în felul următor. Să nu respecti codul civil, codul penal, Constituția României, să folosești mașina personală ca autospecială pe care ai primit-o de la muncă ca să încalci legea în continuare. Interesant, nu? Foarte, foarte interesant. Iată. Deci, încă o dată. Domnul doctor m-a lăsat să vă duc la doctor? Nu, că îmi scot singur pe apendicul. Domnul doctor m-a lăsat să vă duc la doctor? Că aveți așa o superioritate? A apărut coronavirusul pe pământ și se răspândește planeta exponențial. Domnul polițist, mă lăsați să vă duc la doctor? Pentru că confund statutul polițistului cu încălcarea drepturilor civile, încălcarea codului civil, codului penal, Constituția României. Defăimarea cetățenilor, jignirea acestuia și tot așa. Practic, de unde a plecat acest, hai să spunem, mic subiect? E, este în felul următor. În giratoriu intră un Audi de pe banda a treia fără să semnalizeze, în care conducea un polițist ca să ia dreapta, știi? În dreapta lui, un Seat. Bă, dar cum îți permiți, mă, frate? Nu vezi că e Audi? Tu ești Seat. Dă-te la o parte. Știi? Când se dă jos, te rog să te dai jos. Știi? Păi, codul rutier? Nu. Codul civil? Nu. Codul bunelor maniere? Nu. Constituția României? Nu. Statutul polițistului? Da, cam super putere, frate. Și iată ce, hai să-i spunem, mulți îi spun interviu sau așa. Eu îi spun altceva, simplu. Domnul doctor, mă lasă să te duc la doctor? Că nu mai este. Ca pe vremea aceea, vă întinde singur pe masă și vă scoate singur apendicul și vă coaseți singur. Pentru că a apărut coronavirus. Așa e și polițiștii. Domnul polițist, mă lăsați să vă duc la doctor pentru că ați sărit calul și să vă opresc? Dar ce poți? Ia încearcă. Îți dau un pulan pe spinare, bă, băiete. 24 de ore arest. Și tot așa. Punct. O seară plăcută vă doresc. Deci, domnul doctor, mă lași să te duc la doctor? Iar el îți va răspunde, nu. Domnul polițist, mă lași să te duc la doctor? Nu. Pentru că am statutul polițistului.